Deci mă tot depui plângeri la inspectoratul de poliție pe numele comisarului și îți răspund subalternul Cornescu, da? Azi Cornescu răspund împreună, eu nici nu știu ultimul polițist, nici nu s-a prezentat cine este el când a venit cu plângerea mea. Hai la protest. Da, mă, ta știi plâns, că îți parchează mașina sub geam. Eu am scris plângeri când a schimbat poarta. Asta a fost în an ziua de alergi, 13 noiembrie. Și 13 noiembrie am mers, el a mers cu mine în ogradă, a filmat ograda, a filmat tot ce în ogradă, cum poarta a aruncat-o acolo, aceea de metal. Și ei trei, cum stăteam în mijlocul ogrădii și el filma, aici trei minori, au luat și ne-au înconjurat. Dar pe urmă o femeie, cine i-a chemat, eu stăteam cu spatele, i-a chemat și când se iasă, ce eu învățat acolo să spun, nu știu, dar când se iasă pe portiță, s-a oprit și îl chemau. Pentru că el a venit cu camera să filmeze sau de ce? La dânsă. Și a ieșit. Dar peste o săptămână, de acum asta au fost 13, da? Pe data de 20 noiembrie, el a fost urmărit în parc aici de aceștia trei minori, l-a oprit și l-a amenințat. Și ca să nu arăte aceea ce-a filmat. Aceștia trei minori. Trei minori aceștia vin în apartamentul 2 la Pădureanu, în ograda noastră. În ospeții sau schiriași acolo? Vin acolo schiriași, din în apartamentul 2. Am înțeles. În apartamentul 2 îi spui chiriaș de Pădureanu și ea e fugită, e plecată din ogradă, ea nu ieșe. Tot ei crezi că au pus poartă nouă sau cine a schimbat nu poartă? Nu se știe cine a pus-o. Dar ți-a dat ok. Ți-a dat ok și ai acces tot. Da. Eu, gazdașa, a venit și ne-a dat ok, cum să spunem, a ajuns din urmă până am ajuns eu la să deschid ușa. Dar eu zic, dar cine ești tu? Să-mi dai tu mie cheia. Eu las că pe mălta nu te costă bani, dar pe mine asta nu mă interesează, mă costă, nu mă costă. Eu nu v-am rugat să puneți poartă... Cu lacăt. Da, e poarta de plastic. Și încuietă. Și o încuie portița acum, nu poate să intre nimeni în ogradă. Nici poștașul, nici controlorii pe gaz și pe electricitate, că au fost de unde. Nu poate nimeni să intre în ogradă. Cu ce ocazie o închide, nu știu. Cine le-a dat comandă, tot nu știu. Aștia sunt gazdași, aștia nu sunt proprietari. Cum sunt eu proprietară de 50 de ani și eu nu fac ce fac ei. Și oricum nu ești singură proprietară, nu poți decide și faci cu curtea ce e singură. Trebuie cu tăți, vă înțelegi, și acela e spațiu public de acces. Îți plecați la muncă, nu la furat. De atât, acum să spune aia, dar Pădureanu s-a stăruit să pună gazdași. Și la dânsa și în trei. Seluriți gazdași a fost. Cine o stricat săraile? Gazdașii. Gazdașul acela care e Coșlețul, e familia lui, care stătea în mijlocul. Și plângi la poliție și nu le fac nimic, da? Poftim? Poliția nu le face nimic. Nu, a fost chemată și poliția, a fost scris la primărie, a fost consultat și nimenică. Cornescu... Șeful de post, de sector. Cornescu de la postul de numărul 1 de poliție, el când a venit în ogradă, nu știa, gazdașii nu știu care e săraiul meu, da? Și când a venit Cornescu, îmi dă întrebare mie, bine, dar care e săraiul mă tale? Eu i-am spus, n-am putut să ascund, că săraiul meu e acolo, doar nu era încă stricat, e acolo. Cornescu a plecat, eu am plecat, când m-am întors peste un ceas jumătate acasă, pieretele, cotilețe la sărai erau, sunt scoși, că acum ia ca spun în ziua de astăzi. O dat ajutor cine? Cornescu. Cornescu care îi îndeplinește toate poruncile lui Pădurean și Balaban Valeriu. Ia ca aceștia, toată răutatea în ogradă o făcut-o până acum. Valeriu Balaban și cu Pădurean Viera. Ei dau porunci și, ei, și cu mâini străini, ei prin mâini străini să stăruiesc să facă răutate și spectacolul în ogradă cu mine. Dar Balaban zici chiar cu mâna lui a încercat să te sugrumi. Da, Balaban a încercat, nu a încercat, dar eu ieșeam pe poartă și el s-a repies la mine. Bun, și nu mai ai suportat niciun fel de consecințe? Nimic, absolut nu s-a luat măsuri. De atâta eu am vrut să mă adresez către comisarul. Dar e nou acum, altul, nu? E șapte, da. Frate, da? Vine anul de zile. Vine anul de când e numit altul, da? Oho. Da, asta comisar. Domnul Pascaru, eu nu odată la dumnealui am fost la primire
și el a spus că el era la curent cu toate cele ce se petrece cu mine. Da, asta e înțeles. Înseamnă că tu nu poți să iei măsuri dacă tu ai pregătit spectacolul împreună, dacă tu ai știut despre asta. Când Balaban m-a apucat, m-a îmbrâncit, m-a dat jos la pământ, m-a târâit în ogradă și măsuri nu-s luate. În schimb, ai fost amendată, Mata? Am fost amendată eu, da. Eu. Și Balaban a fost patimaș, nu eu patimașul, dar Balaban a fost el patimaș. El ce că-i martor? Patimaș. În hotărâri el apare da. Ca victimă, da? Da. El e patimaș. Pe urmă, 23 februarie 2016, mașina la poartă o dat peste mine. Și tot nimeni. Tot gazdașă. Și tot gazdașă nimeni din ograda noastră și măsuri tot nu-s luate. A dispărut și a apărut de abia acum de vreo două săptămâni. A apărut aceea ea. Cu mașina, da? Aceea cu mașina, care o dat peste mine. La 1 septembrie, eu vineam acasă, intram pe poartă și din urmă m-a atacat gazdașul din 3, din apartamentul 3, împreună cu soția lui, tot așa m-a îmbrâncit. M-a vărât în ogradă și m-a prins între perete și portiță și odată că se ridice mâna la mine și mă lovească, eu am început a striga la ajutor. El mi-a dat drumul în timpul acela și m-a amenințat că ai să fii omorâtă aici în ogradă, într-o seară. Și te-ai plâns la poliție și tot nimic? Și împreună cu femeia lui, dar femeia lui s-o chiar să mă neduce cu mâinile ei proprii. A fost scris la poliție, am fost la dânsul la comisar, am fost la primire. Și până în ziua de astăzi nu s-a luat absolut nicio măsură. Îmi trimit țeloriți polițiști, îmi trimit, cum se spune, răspunsuri care negative. Și spun că până în ziua de azi nu este nicio măsură luată. Dar cât? Și vreau să-i dau o întrebare. Așteptați criminal ca să fie în ogradă? Adică el trebuie să iei măsuri dinainte, la timp, să-i pune pe toți la punct. Astea-s gazdași. Și este interzis ca să pui gazdași în ogradă comună fără acordul proprietarilor. Da? Nu știu. Este interzis și fumatul, care ei fumează și aruncă peste tot locul. Dar principal că nu are dreptul să pună gazdași nimeni în ograda comună. Nu știi cine sunt ei. Nu știi cu cine te întâlnești. Și pun încă și mașini la parcare. A jucat acum la nervi, gazdașul din 2, are mașina lui, mașina neagră OKE 128, a început să o vâre în ogradă, să o punea în mijlocul grăzii, sub ferestrele mele, în mijlocul grăzii, sub ferestrele mele și drept și aici, în cale, când intri pe poartă. I-am făcut observație să iei mașina din ogradă. Ce-o răspuns el acolo, eu n-am auzit, că asta era la depărtare. Dar totuși, cum s-o spune, am fost și de dânsul provocată și sunt provocată și mai departe. De acele spectacole eu le văd, care le-am văzut, care le-au făcut atâția ani de zile. Acele spectacole cu orice gazdaș care îl pune nou. Înseamnă că omul ăsta, el e gazdaș, el este informat. Nu este informat ca să poarte cum să cade, dar este informat cum să mă atace pe mine, cum să mă urmărească pe mine, cum să mă amenințeze pe mine, dacă eu sunt amenințată cu moartea. Nimica, poliția nimica, am scris la Procuratura Generală despre Balaban, despre ce s-a întâmplat cu mine. Despre fostul Procuror General, este chip Procuratura Generală să fac ceva. Procuratura Generală o lua și o trimisul la Procuratura Buicani. Uh-huh. Procuratura Buicani o lua și o trimisul la poliție, când poliția știa tot despre cum am fost atacată și amenințată și îmbrâncită. Și poliția mi-a trimis iarăși un răspuns că o trimis plângerea mea înapoi la Procuratura Buicani. Așteptați răspuns de acolo. Până în ziua de astăzi, de anul trecut, până în ziua de astăzi, eu n-am niciun răspuns. Nici de la Procuratura Generală, nici de ieri, din căierea. Numai cât de la politică, adică o trimisă și ei nu poate să deschidă dosar penal pe Balaban. Da, nu poate să deschidă, pentru că asta e omul lor. Dar pe mine... Da, și ți-o trimis scrisoare că nu poate deschide dosar penal sau ordonanțe? Că ordonanțele pot fi atacate. Nu, este răspuns că nu, ei doar, să, da? Nu deschid dosar penal. Trebuie mers în judecat, da, și obligați. De la poliție. Dar eu totuși am dat ordonanță. Întrebarea.
Pe mine nu mă interesează cine a fost balaban mai înainte, a cui soră este pădurean Vera, legea este una pentru toți. Da, și fiecare trebuie... Pădurean? Poftim? A cui soră e pădurean? A cui soră pădurean? A cui? Păi eu știu a cui și ei tot știu a cui. Sora e a lui Palelungi, Mihai Palelungi. Oho. Da. Și de atâta ei nu pasă, ei, cum se spune, măsuri. Dar legea e una pentru toți. Fiecare trebuie să răspundă pentru faptele lui care le-a făcut. Dar vedeți că absolut nimic până în ziua de astăzi. Dar advocatul lor e Galina Balaban. De ce? Pentru când vine cu plângerea mea de la poliție, da? În o gradă. Ei intră drept în doi, apartamentul, adică la Pădurean, și intră la Balaban. Galina Balaban, asta-i... E acolo, are și birou de avocat. Păi, a birou de avocat, dar cum s-a spune, ea, cine a făcut ca bărbatul ei să fie patimaș? Dar nu vinovat? Dar am ieșit eu vinovată? Cine? Poliția așa a scris. Da, dar pe urmă, după ce a fost plătit, după ce a fost plătit amenda asta, nu de mine, dar de Ministerul Justiției, da? Foarte bine a vorbit mai elaltă ieri. Microfonul liber. Foarte bine a vorbit și frumos mai elaltă ieri, domnul Ministrul Justiției și Ministrul Afacerilor Interne. La televizor. A vorbit că despre reformă. Dar nu se vede reforma asta cum e. Cum o fac ei? Că omul nu este aparat de dânsii, dar este aparat aceia care au fost cândva oameni de stat. Da, da. Pe urmă către cine? Dar au vorbit frumos. Acum tot către Ministrul Afacerilor Interne mă adresez să facă ordine la sectorul numărul 1 de poliție. Dacă nu poate să facă domnul comisar, ordine, înseamnă că îl rog să facă el. De ce? Pentru polițiștii care spun și aici, început de la Cornescu, care mă impunea pe mine să scriu declarație cu deasâla, să ne recunosc eu vina. Eu sunt, nu Balaban, dar eu s-o recunosc. Vot. Și a pus, cum să spune, amenda. Ori plătește amenda, ori scrie declarație. Dar el trebuie să facă ordine. De ce? Să fie scoși toți polițiștii de aici, sectoriștii, care este început de la Cornescu, este Rău Igăr, este Spânu, Constantin, acela nici nu l-am văzut absolut deloc, dar a făcut proces verbal fals, care l-a dus drept la Bizedi, drept la executorul judecătoresc. Și-a pus amendă. Piurul mai este Lebedinski și acum ultimul. Simenico mai a apărut unul. A mai apărut unul, da. Dar ei trebuie toți scoși de aici, schimbați, de ce? Că astea sunt băieții lui Balaban și lui Pădurean Vera, doar al lui Palelungi. Și de atâta ei nu pot să primească, nu, eu nicio măsură nu iau, dar să duc tot împotriva mea. De atâta către domnul ministru, dar către domnul ministru al justiției, domnul Ciobotari. Da, eu am avut încredere în trânsul 100%. Când am fost la primărie la dânsul, când el m-a luat, nu că eu. S-a dat un consilier să-ți rezolve problema și așa l-a întârziat consilierul, cu... Consilierul, da, a rezolvat întrebarea în folosul lui Balaban, nu în folosul meu. Ei au ținut documentele, de atâta s-a întârziat pe urmă și cu amenda, de atâta și-au dat bani ca să plătesc. Da, să plătesc. Probabil Duca, ți-a dat secretara în plic. Secretara a dat în plic, dar secretara, eu am întrebat-o cine a dat, a spus că Duca. Eu, odat, că sunt, adică pentru greșeală. Acum, domnul Bezedi, după ce a fost plătit amenda asta, am dus-o la poliție, cum mi-a spus, așa, și am fost tot în ziua aceea la domnul Bezedi, executorul judecătoresc, da? El m-a întrebat, ați plătit amenda? Da, asta era în luna iulie, începutul lui iulie. Ați plătit-o, da. Ați dus asta, da, am dus. Gata, sunteți liberi. El nu a vrut să iei bonul de plată. Da. De ce? Eu mi-am dat seama acum. De ce el nu a luat nici prima dată, nici a doilea bonul de plată? De ce? Pentru că trece vremea și pe urmă el cere de la fisc. Nu-i cu mine familia la femeia asta. Cere de la femeia asta, de la fisc. Cine nu a plătit amendele.
Acum acolo în hârtia aceea care ne-a dat-o cu ajutorul dumneavoastră, scrie că e de la 25 ianuarie. Nu, mai tin că e pe mai o răspuns și o zis că mă ta aveai datorii. E dat. Acolo sunt care de la 25 ianuarie 2016 au fost trimise. Deci, bezie de cere, doamna de la fisc îi trimite hârtia, adică cine nu a plătit. Și printre familiile este care cine nu a plătit, o vrut și familia mea. Și bezdedi mi-au trimis citație pe data de 5 decembrie. Da, trebuia, știu, da, că am fost amândoi. Da, trebuia și bezdedi s-a răzgândit și a zis că nu, dacă ai plătit, gata, la revedere. Da, la revedere. Da, dar el a trimis, dacă nu erați dumneavoastră... Te-ai cercat de minte, da, o sperat că ai pierdut documentul. Poate că... el nu a, dar așa a fost dumneavoastră cu mine. Și el a pus amenda 1168 de lei și 40 de bani. Nu, aceea era amenda de 400 plus cheltuielile de executare. Net, acolo nu are cheltuieli pentru că acolo e plătit la timp. El nu a umblat după mine, asta cum se spune. El nu a umblat, nu a făcut eu, încă i-am dus în mână. A făcut demers la fisc? Păi ei sunt în legătură, de atât am să ajung posibil, la domnul șef de la fisc, pentru că ei au legătură și face bani lui Bezedi. Facem bani lui Bezedi. Dar cum poate să termeată că eu n-am plătit dacă acolo un computer arată când e plătit și către mine el nu a avut pretenzii, cum nu a avut pretenzii atunci când am fost împreună, așa nu a avut pretenzii în luna iulie când eu am plătit și am fost la dânsul. De-aia ce fac ei. Dar totuși, 1168 de lei și 40 de bani. Și eu ne-am făcut concluzia acum că dacă Pădurean nu a putut să scoată bani pe poartă din mine, eu am făcut prin Bezedi. Prin Bezedi. Eu tot una am să aflu și de cât costă poarta. Și cine a făcut-o. Dar părerile mele sunt... Aia este că ea a vrut să scoată din mine bani pentru poartă, 1168 de lei, ca să râdă la urmă, că iată, noi i-am scos din trânsa bani pentru poartă. A, se tradiție. S-o grămadă de oameni la microfonul liber, dar în afară de doamna Maria, nimeni nu vrea să grească. Dar și eu pot să grești și eu despre, dar mă gândesc grească eu atunci. Despre ziua procuraturii sau despre ce? Sau despre cumnată? Da, cumnată, cumnată. Cum vrei. Prost mă japonească, justiția mă japonește. Uneam despre poarta cum a fost schimbată. Pe data de 12, poarta era, sâmbătă, 13 alegerile. Până dimineața poarta a fost scoasă de metal și a pus poarta de plastic. Cine a făcut asta? Cine a dat voie? Fără, iarăși, acordul proprietarilor. Și eu socot că asta a făcut numai Pădurean Vera. Și te-ai plâns la poliție și nici o reacție, da? Poftim? La poliție te-ai plâns și nimic. Sunt plâns la poliție, dar nimeni nu a luat nicio măsură. De ce? Încă ei râdeau, polițiștii, când au venit că au schimbat poarta. Dar cum au putut să schimbi poarta de metal pe poarta de... Poarta aceea de metal trebuia vopsită numai. De ce? Pentru că noi așteptam în fiecare an jecul, noi plătim servirea blocului, da? Fiecare an vopseau porțile, vopseau ferestrele și văruiau fasadul. Acum nu a făcut nimeni nică de atâta, cum se spune, poarta aceea s-a primit așa. Dar totuși să ajungeam până la primăvară, poarta era să fie vopsită personal de mine. Dar vedeți că ei o luat-o, o furat-o, o dus-o din ogradă, nu se știe unde, cine o dat iară comandă, poarta de metal nu este în ogradă. La noi se face că hotărăște unul singur, hotărăște numai una, Pădureanu, mai mult nimeni, mai mulți proprietari nu sunt, sunt măgăzași. Mie îmi dă răspuns. Adică locatarii dumneavoastră au dat acordul. Care locatari? Noi avem gazdași, nu locatari. Noi avem proprietari. Noi suntem proprietari. Noi trebuie să dăm acordul. Dar nu gazdașii. Gazdașul la dânsul acasă poate să dăie acord. Numai nu aici. Dar iarăși, încă o dată repet. Este interzis să pui gazdași în ograda comună.